O veste extraordinară pentru români. Se vor da vouchere în valoare de 2000 de lei. Cine va beneficia de acești bani? Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a făcut marele anunț chiar de Ziua Femeii. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene va impune un nou sprijin pentru mamele vulnerabile. Între anii 2021 și 2027, mamele care vin din categoriile sociale vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin în valoare totală de peste 446 de milioane de euro, finanțate prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și programul Educație și Ocupare 2021-2027. Sunt vizate domenii precum servicii suport pentru familiile monoparentale, servicii suport pentru copiii cu părinții plecați în străinătate, sprijin material pentru mamele și nou-născuții care fac parte din grupurile sociale vulnerabile. În perioada 2021-2027, România beneficiază de un program special dedicat persoanelor vulnerabile, prin programul Incluziune și Demnitate Socială, iar 10% din bugetul total al acestui program sunt bani europeni alocați măsurilor de sprijin pentru mame și copii în dificultate. Vom finanța acțiuni integrate prin care oferim atât sprijin material concret, cât și servicii de consiliere sau măsuri specifice pentru familiile monoparentale, în care unicul părinte este, în majoritatea cazurilor, mama. De asemenea, ne vom axa pe integrarea pe piața muncii a mamelor din grupurile vulnerabile, astfel încât ele să poată asigura copiilor lor condiții decente de viață și șansa la educație. Relatează capital.ro.